La începutul lunii iulie, senatorul Ion Vasile și-a anunțat de la tribuna Parlamentului revenirea la PSD, partidul care l-a consacrat. După ce timp de un an a trecut cu acte pe la PC și UNPR, iar în ultimele luni a cochetat cu Bâgiu și PNL, Ion Vasile a decis să se întoarcă la partidul celor trei trandafiri. Acțiunea sa a fost remarcată și taxată de liderul PDL Buzău, Cezar Preda, știută fiind aversiunea dintre cei doi politicieni. Aștept să... cu interes să văd cum se regrupează forțele în PSD. Am înțeles că s-au reîntors niște tineri în PSD, tineri militanți, să întărească armata domnului Boșcodeală, oameni foarte liniștiți și oameni de echipă, care au făcut un tur de orizont și care s-au maturizat politic pentru că au făcut în ultimul an un tur de orizont al tuturor partidelor politice din România, mai puțin PDL, astfel încât să cunoască și celelalte partide. Acțiunea lui Ion Vasile este pusă pe seama dorinței de a obține un nou mandat de senator, iar PSD i-a întins o mână în schimbul voturilor din Parlament din ultima săptămână. După ce a părăsit PSD în urma conflictului cu noul lider local Constantin Boșcodeală, Ion Vasile a trecut pe la PC și UNPR, iar în campania electorală pentru alegerile locale a fost alături de penelistul Cristi Bâgiu.